Răzvan Lucescu așteaptă o reacție extraordinară din partea jucătorilor. El a declarat astăzi într-o conferință de presă că dacă echipa stă să plângă tot timpul, mai bine rămâne acasă. Antrenorul Petrolului susține că meciul cu Săgeata este un prilej extraordinar pentru băieți să câștige și să-și revină din punct de vedere moral. Lucescu Junior recunoaște că riscul de a fi dominați de ratarea acestei finale este destul de mare, însă la discuțiile cu fotbaliștii s-au lămurit lucrurile. El și jucătorii au stabilit ca aceste ultime șapte etape să fie jucate la sacrificiu. Se așteaptă la o înfruntare dură cu săgeata, deoarece ei vor să câștige pentru a rămâne cu șanse la locul 2, iar gazdele sunt amenințate cu retrogradarea. La antrenamentul de astăzi a participat și Adimutu, care s-a pregătit normal, dar are șanse mari să revină etapa viitoare, cu Fece Botoșani. Antrenorul Petrolului a anunțat că Vlăduț Morar a fost exclus din lot până la finele sezonului. Conducerea clubului a luat decizia excluderii, iar el a fost de acord. Tot astăzi la Ploiești este așteptat și impresarul lui Ierme, care va veni să negocieze cu conducerea clubului prelungirea contractului de joc al fundașului brazilian. Partida Săgeata Năvodar Petrolul se va disputa duminică seara pe stadionul Farul din Constanța.